unul. Așa, răbășit! Haide, gata, să ajungi! Vezi? Uite aici, uite acolo. Thank you.
Nu, 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 nu
La mare vreau să te Thank you.
Hai să-l
pacient nu reacționează. Câte sunt vizii la rechi? Ce degenerat așa situația? O degenerat, s-o băgat civil. De la civil pornește tot. De la civil pornește tot. Și erau polițe de plătit? Sigur că sunt polițe de plătit. Pe ani se plătesc. Nu. Dar halul ăsta se omoare oameni? Dar nu o s-o omoră nimeni deocamdată. Nu o s-o omoră. Tot băiatul, accidentare la băiatul ăla. Deci și care treabă? Putea să vă vină și dumneavoastră și vină și la altă. Deci e o piatră accidentală. Mă neacu așa, spune civilul la Vali, i-a dat în cap. Civilul. Asta nu s-a întâmplat acolo. Și unii și alții. Vali i-a dat în cap, joaca i-a dat. Nu cu piatră. A venit atunci, ce vorbi? O piatră accidentală, eu cred. Ei, piatră, mă, vin la aici. Dar asta m-a întâmplat așa să lovească și civil? Da, se întâmplă. Sunt care sunt groși și obrat. Și așteaptă momentul ăsta ca să-i piatră. Da, așteaptă momentul ăsta. Atâta ei să dezbracă unul pe altul ca să poată să dea în cap. Eu joaga sub soare și... Astea sunt răzbunări, nu? Nu cum dați dumneavoastră, că cavalerii, că nu știu și... Asta-i răzbunarii la acel bătrân. Din tată în fiu. Asta respecta tradiția, pentru tradiția cândva era cu totul altfel. Era la trânt, ombii și așa, dar acum au degenerat și acolo cu bilete. Thank you.
să mă aparte, vreau să treacă mașina. Obiceiul a avut tendința să degenereze în tulburare gravă a ordinii publice. Dispozitivul de ordine publică format din jandarmi și polițiști a intervenit pentru a despărți cele două tabere, prevenindu-se astfel o confruntare violentă între cele două grupuri de cetățeni, care de această dată nu mai erau mascați, ci erau civili. Din confruntare sunt două sau trei persoane care au fost rănite. În acest moment îi se acordă primele îngrijiri medicale. În funcție de înregistrările făcute la fața locului, se vor lua măsurile ce se impun. Nu credeți că ați fost depășiți de situație? Nu. Jandarmeria și poliția a intervenit la momentul oportun, astfel încât tradiția și care se desfășoară în acest loc să nu degenereze în tulburarea gravă a ordinii și liniștii publice. La fața locului sunt prezenți 150 de jandarmi. Au intervenit la momentul oportun, astfel încât situația din momentul de față să se calmeze. Ești șocat? Cobra! Deci avem o persoană care are o stare mai deosebită, dar tocmai am aflat că și-a revenit în salvare. De asemenea, agresorul acestei persoane în acest moment dă deja declarații și trebuie să răspundă în fața legii. Credeți că a degenerat un pic situația? A fost scăpată de sub control? Nu a fost scăpată de sub control în niciun caz. Spiritele au fost mai încinse ca anul trecut, dar jandarmii și polițiștii au intervenit și au făcut datoria și situația nu a degenerat pe cât ar fi fost posibil. Fără îndoială că suntem preocupați de aceste obiceiuri străvechi din Ruginoasa, dar datoria noastră și a forțelor de intervenție din poliție și jandarmerie a fost făcută și și-au făcut datoria. Da, credeți că la anul vor fi la fel? Adică veți proceda la fel? Primim această întrebare în fiecare an. Este un obicei ancestral, un obicei al pământului. Din păcate, sunt și persoane agresate și unii sunt și încălziți de poate prea mult alcool. Un mesaj pentru cetățeni? Așa de... Pentru cetățenii din Ruginoasa, mesajul pe care îl am este doar unul de normalitate. Înțelegem că doresc să își păstreze acest obicei, dar suntem nemulțumiți de actele de violență care se comit cu ocazia acestui obicei străvechi. Din datele care le avem, știm sigur că persoana respectivă, victima, și-a revenit, este în drum spre Spitalul de Neurochirurgie și de Pediatrie Iași, unde va fi supus unor consultații și sperăm ca totul să decurgă bine. Starea
de moment a celor două cele care se întâlnesc. De ce spun asta? Pentru că dacă o ceartă este puțin mai șubredă, să spunem, numeric, atunci nu se mai întâlnesc între ele și este pace. Dar dacă nu se numărul, deci mascați în cele două cete, sunt aproximativ egale, atunci cetele se întâlnesc. Ne pare rău de incidentul de astăzi, dar sperăm ca totul să decurgă la normal. Din discuțiile avute cu organele de ordine, cu domnul prefect, în cursul zilei de astăzi și la noapte, dacă este nevoie, vom menține pe raza localității Buginoasă câteva patrule pentru a preveni unele incidente, să spunem, între persoanele civile din cele două zone. Ca edil al localității Buginoasă, transmit cetățenilor, în special celor implicați în acest incident care a avut loc astăzi, să fie calm, să-și păstreze personalitatea lor, să fie demn de numele de Ruginoșean. Să nu se mai întâmple alte evenimente. În același timp le doresc la toți ruginoșenii sănătate, fericire, un an nou bun și la anul să nu mai avem asemenea evenimente. Vă mulțumesc! Da, perfect, mulțumim și noi!